În clasele primare ai învățat să scrii și să citești. Acum, în clasa a cincea, acorzi mai multă atenție scrierii corecte și respectării normelor ortografice. Îți prezint cele 7 semne ortografice și câteva dintre situațiile în care acestea sunt folosite. Să începem! Apostroful este un semn ortografic notat sub forma unei virgule, care este așezată imediat, fără spațiu, la umărul literei și apare în 3 situații. În cuvinte împrumutate din alte limbi, ca în exemplul, s-a oprit lângă McDonald's. McDonald's este denumirea unei firme străine. Alteori, apostroful marchează absența unor cifre din indicarea anilor calendaristici. Revoluția din 89 a fost un eveniment important. Apostroful notează lipsa primelor două cifre din anul 1989. Cel mai adesea, apostroful notează căderea accidentală a unui sunet sau grup de sunete în vorbirea familiară și apare la începutul cuvântului, ca în exemplul "înainte era mai bine", "înainte" în loc de "înainte", la mijlocul cuvântului "ce faci, domnule, acolo", "domnule" în loc de "domnule", sau la finalul cuvântului, ca în exemplele "unde te duci", "un" în loc de "unde", "da, să vezi ce s-a întâmplat", "da" în loc de "dar", "nu-l cunosc pe domnul acela", "domnul" în loc de "domnul", sau "vorbește fără de rost", "făr" în loc de "fără". Bara oblică este folosită în situații când înlocuiește linia de fracție din matematică, ca în formula abreviată kilometri pe oră sau în formula neabreviată. Bara oblică se citește pe sau la. Ca în exemplul, mașina circula cu 80 de km pe oră sau 80 de km la oră. De reținut că nu se lasă spațiu liber nici înainte, nici după bara oblică, atât în formula abreviată, cât și în cea neabreviată. Blancul se numește și pauză grafică sau spațiu alb. Ca semn ortografic, blancul delimitează și separă elementele componente ale unor cuvinte compuse. Spre exemplu, numeralul cardinal 27, format din 3 cuvinte, se scrie prin utilizarea blancului, care este evidențiat prin culoarea galbenă. Pentru a înțelege și mai bine rolul blancului ca semn ortografic, compară scrierea numeralului 27 cu numeralul 20. Deși numeralul 20 este format din 2 cuvinte, în scrierea acestuia nu se folosește blancul. Un alt rol deosebit de important al blancului ca semn ortografic este când diferențiază scrierea unor grupuri de cuvinte, adică alăturări întâmplătoare ale unor cuvinte, de părți de vorbire. Așa cum poți observa, în scrierea diferită a grupului de cuvinte "o dată", care înseamnă "o zi", au ales "o dată" pentru plecarea în excursie, când se folosește blancul între cuvântul "o" și cuvântul "dată", și scrierea fără blanc a cuvântului "o dată", însemnând "cândva". A fost odată ca niciodată. Important de reținut că în scriere cratima nu este nici precedată, nici urmată de spațiul liber. Un prim rol al cratimei este de a reda pronunțarea fără pauză a unor cuvinte. Deci, rolul ei este de a uni, de a lega cuvinte. Cratima are caracter permanent în următoarele situații. Ea marchează pronunțarea în aceeași silabă a pronumelui personal neaccentuat și a verbului auxiliar, ca în exemplele "i-a spus", "le-am telefonat".
cratima este obligatorie în scrierea numeralelor ordinale cu cifre romane. A cincea, al cincilea. Cratima are caracter permanent și în situația în care redă omiterea unei secvențe dintr-un cuvânt, ca în exemplele D. cratimă ta pentru dumneata, P. cratimă ța pentru piața. Cratima are rolul și de a uni elementele unor cuvinte compuse, precum bună cuviință, mai mult ca perfect. Cratima leagă articolul hotărât și desinența de plural de unele cuvinte preluate din limbi străine. Este vorba de acele cuvinte care nu sunt adaptate la scrierea în limba română, precum show-ul, party-uri. Există și situații în care cratima are caracter facultativ. Spre exemplu, structura de-abia scrisă cu cratimă se pronunță de-abia. Structura nu aveam, scrisă cu cratimă, se pronunță n-aveam. Cratima marchează lipsa vocalei U. Structura să o cheme, scrisă cu cratimă, se pronunță s-o cheme. În fiecare dintre aceste trei situații, efectul utilizării cratimei este reducerea numărului de silabe. Un alt rol al cratimei este de a marca despărțirea în silabe a unui cuvânt la capăt de rând. Să observăm cum folosesc cratima la capăt de rând doi elevi de vârsta ta. Primul elev folosește corect cratima, alegând să despartă la capăt de rând cuvintele bătrân și ascult. Cuvintele sunt despărțite corect în silabe, iar cratima este așezată de asemenea corect. Al doilea elev însă folosește greșit cratima, deoarece alege să despartă la capăt de rând cuvântul umbroș și așează cratima la începutul rândului următor, ceea ce nu este corect și nu este permis. Linia de pauză ca semn ortografic se folosește în cuvinte compuse. Este vorba de un tip special de cuvinte compuse, formate dintr-un cuvânt plus un alt cuvânt compus și din acestea două se obține un al treilea cuvânt compus. De exemplu, cuvântul 1, american, cuvântul al doilea, nord-corean. Cuvântul al treilea, americano-nord-corean. S-a stabilit un acord americano-nord-corean. Ca semn ortografic, punctul se folosește în abrevierea unor cuvinte. De exemplu, dumneavoastră și altele și așa mai departe, profesor sau profesoară, înaintea erei noastre, număr curent. Prescurtarea unui prenume I pentru Ion. Punctul se folosește și în notarea cu cifre a datei. 10-10-2020. Reține însă că există abrevieri care nu sunt urmate de punct. Este cazul simbolurilor pentru punctele cardinale. Nord, sud, est, vest. Sau pentru unități de măsură, kilogram, metru, centimetru. De asemenea, punctul nu se notează în abrevieri care păstrează partea finală a unui cuvânt. D. cratimă tale pentru dumitale, D. cratimă voastră pentru dumneavoastră. Deși este întâlnită mai des ca semn de punctuație, totuși, virgula se folosește și ca semn ortografic în structuri simetrice sau în repetarea unor cuvinte. De exemplu, în structura simetrică cu chiu, cu vai, care înseamnă cu greu, dificil, a reușit să pornească mașina cu chiu, cu vai, sau în repetarea unor cuvinte, precum cioc, cioc, cioc. Am auzit la ușă, cioc, cioc, cioc.
repetarea sunetului care imită bătaia în ușă. Acum știi care sunt cele 7 semne ortografice și câteva dintre cele mai importante reguli de folosire a acestora. Poți rezolva testul Semaforul semnelor ortografice accesând adresele de pe ecran.